Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov stăm de vorbă, o să vedeți un personaj cel puțin interesant, un domn care este doctor, este inginer, da, doctor în inginerie, clar, da? Dan Florian, dar este în același timp și comisar șef de poliție, șeful compartimentului de înmatriculări de la Brașov. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Eu aș zice să o luăm așa cu partea asta de inginerie la început. Ați fost inginer la început? Sunteți? Sunt inginer tăcemist. Am greșit eu. Ați început cu ingineria? Da, sunt inginer tăcemist și asta mi-a trasat cumva în viață o manifestare tehnică prin care toate explicațiile vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în jurul meu au fost explicate de către persoana mea prin intermediul științei, tehnicii, inclusiv cărțile pe care le-am scris vin și explică tehnic, anumite fizic, lucruri. Chimic, biologic, anumite lucruri, bineînțeles. Am înțeles. Deci întâi ați fost inginer și abia apoi polițist. Sunt inginer, așa, da, și ulterior viața m-a pus să fiu și polițist din 1991, din mai. Și sunt ca structură, să zic, polițienească, sunt ofițeri de circulație. Am înțeles. Deci, la matriculări, cred că merg împreună. Mână-mână, da. Nu? Orice mașină înmatriculată poate circula pe drumurile publice, altfel nu poate să... Da. Sufletul, sursa nemuririi. Este chiar imaginea asta pe care o avem aici în cadru. Este vorba despre o carte pe care ați publicat-o, din câte văd eu, în anul 2018 deja. Da. Da? Și mâine o lansați la Brașov. Da, bucuria și onoarea este de partea mea, că pot să mi-aduc aportul la cât de cât cultura frumoasă care se dezvoltă în acest oraș de oameni absolut minunați. Și vreau să vă spun că am întâlnit un colectiv extraordinar unde mi desfășor activitatea. Sunt niște oameni absolut minunați, oameni cu o mare, să știți. Și și ceilalți brașoveni pe care i-am întâlnit de când sunt aici m-au făcut să mă bucur că am ales acest oraș datorită calității umane. Am observat lucrul ăsta și chiar vreau să vă întreb. Scrieți om cu o mare. E un lucru mai puțin întâlnit. Da, într-adevăr. Vedeți dumneavoastră, titulatura pe care o poartă această seminție în care în acest timp și spațiu noi tranzităm materia nu este un simplu om, ci este o frecvență. Este frecvența om, da, care spune mult mai multe, sigur. Omul este și în interior și în exterior, precum acest cod sonor pe care dacă îl rostești mai mult, o ai acțiuni benefice asupra celor din jur. Dacă rostești mai apăsat M, sunt acțiuni benefice în interiorul tău. Deci această ființă structurală complexă numită om, iată că are niște, să spun, interferențe atât exterioare cât și interioare. Da, e adevărat, pentru că nu suntem ființe care se trăiască undeva ascunse într-o peșteră. Suntem ființe care încercăm să trăim în comunitate. Da. Trăind și în comunitate, evident, transmiți niște emoții permanente. Am să spun... V-a ridicat mingea la fileu, Că suntem niște spirite care avem o experiență în materie și nu suntem materie care dorim să ne spiritualizăm. Aici se fac niște greșeli, poate void, în multe situații. Dar poate oamenii așa gândesc, acum să nu-i condamnăm. Sunt unii care probabil gândesc așa, materie și încercăm să... Vom vedea pe parcursul emisiunii cum e cu acel gândit. Haideți să vedem cu lucrul ăsta pe care l-ați spus. Deci suntem suflet și ne folosim, să zicem, de materie sau suntem materie care tinde către ceva mai sus? Am să vă explic cum am înțeles eu și cum văd eu complexul numit om. Din punctul meu de vedere și uitându-mă spre profesia de zi cu zi, asemăn acest complex numit om cu un vehicul. Corpul fizic
este acel vehicul, un automobil. Șoferul este acel spirit transcendental, acel, hai să vorbim pe înțelesul tuturor, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care transcende lumile, dimensiunile și materia. Iar sufletul, sufletul este un sistem energetic deschis. Atenție, subliniez deschis. A se înțelege exact că deschis și intră și iese, se golește, dar se și umple. Corect. Este acel combustibil pe care îl are mașina rezervor. Deci, prima idee este următoarea. Sufletul este ceva ce ține de corpul fizic, nu de spirit. Este acel combustibil care duce mașina și deci șoferul. Deci e diferență între suflet evident, și spirit, da? Evident este o diferență, dar din motive... De-aia că zicem un om cu suflet bun, nu zicem un om cu spirit bun, nu? Spiritele spune, toate deja sunt lumină, toate departe. Sunt bune, da. Ca spirite. Da, doar exact. Că unele sunt mai blocate sau mai puțin blocate în materie. Dar toate sunt bune. Deci dacă ne blocăm în materie, nu mai suntem atât de buni. Nu, blocarea asta în materie pot fi și anumite programe de control care nu-ți permit să-ți amintești niște lucruri. Da, asta, uite, asta este o chestie. Acum mi-ați ridicat mie o minge la fileu. Bine, cum este posibil, urmărind, de exemplu, evoluția unui copil? Suntem mici, da? Ne naștem, nu știu, primim acest corp, nu? Sufletul ăsta își găsește un loc, spiritul are și el locul lui, da? Și cum se face că din acea perioadă nu ne amintim mare lucru? Deși atunci comportamentul nostru văzut de părinți, de exemplu, este unul absolut exemplar. Suntem conștienți de ce se întâmplă, vorbim, facem tot felul de lucruri de care mai apoi pur și simplu nici ne mai amintim, da. Sau ne amintim foarte vag și așa mai departe. În viziunea mea, ia câte cum se întâmplă lucrurile. În baza legii rezonanței, spiritul când vine la în mediul material, la dimensiunea materială, pe baza legii rezonanței, el rezonând cu o mamă purtătoare a ceea ce se numește sarcină, se lipește de câmpurile ei la 4 luni jumate. Cam pe acolo, când începe copilul să miște, atunci înseamnă că acel spirit s-a așezat în câmpurile mamei. La naștere, neocortexul creierului este gol. Creierul e format din neocortex, acele circumvoluțiuni, dar ele sunt fără informații. Exact, sunt creierul, goale, creierul zicem, limbic, da. Responsabilul cu emoția și cerebelul și bulbura hidian. Creierul e din mai multe părți. Așa, acest neocortex este gol. Până la vremea de 7-8 ani, copilul acumulează informații în mod mai mult subconștient, pe automat înainte, și le depozitează în corpul lui subconștient, în cerebel. Cerebelul este aspectul material al... De unde ești denumirea asta, cei 7 ani de acasă? Exact. Deci e perioada în care el acumulează, societatea zice că tu te duci într-un fel sau altul. Așa se consideră. El acumulează 7 ani de zile tot ce este informație, o stochează și în jurul vârstei de 7 ani încep să apară primele sinteze. Deci se formează acea minte conștientă la el. Și aceste sinteze vor pune bazele unui tipar de gândire care vai pentru om, îl va urmări toată viața și greu va ieși din el. Mai ales în momentul în care ar veni informații noi să-l scoată puțin din ceea ce știa el. Din zona aia de confort, de aceea cum e denumită... Nu acceptă foarte multă lume în partea a doua a vieții o altfel de informație care contravine stilului lui de viață. Și sau din orgoliu ce și din... învățat exact, la început, da. Că până la urmă omul, de principiu, oamenii sunt deschiși la minte, zicem noi, dar nu toți. Adică... Așa, o anumită categorie de călugări spune așa, dați-mi un copil la vârsta de 5 ani și fac ce vreau din el. De ce? Pentru că îi dă doar o informație limitată până la 7 ani. Din momentul în care copilul creează sintezele și își creează un tipar de gândire, nu-l mai scoate pe linia lui. Foarte, foarte greu.
Dar lucrurile astea, să știți că, într-un fel sau altul, apar în tot felul de filme, de exemplu, în filmele science fiction. Da, pentru că așa funcționează lucrurile. Pentru că așa funcționează. Să de fapt, se iau niște tipare care există în lumea reală și se transferă în science fiction, ce înseamnă ficțiune. Vreau să știți că majoritatea science fiction-urilor sunt create pe substraturi reale, dar care cu siguranță pot fi sau nu pot fi date prea direct publicului larg. Umane, da? Și atunci, ca să evite anumite structuri, că peste tot sunt aceste... Se pun bariere, da? Da, bariere puse de diferite organizații. De 52 de ani de comunism, așa. Exista un tip de barieră și barierele astea, noi, cei care acum suntem, să zicem, la vârsta a doua, vârsta a treia, deja le resimțim. Pentru noi a fost foarte dificil în 1990 să ne schimbăm tiparele astea. Noi știam că mergem la școală, că o să cântăm imnul Trei culori cunosc pe lume când intrăm în clasă, învățăm niște lucruri. Atât de frumos am fost păcăliți în 89. Dar asta e alt curs, altă discuție. Altă poveste și chiar, da. Cred că nu ne-ar ajunge 30 de minute, trebuie să ne concentrăm pe cartea asta. Așa este. Sufletul, sursa nemuririi. Aici eu am trei cuvinte. Da. Odată suflet, sursă și nemurire. Mă duc din nou la automobil. Vedeți, dumneavoastră, când acel șofer s-a urcat în automobil și a început să meargă, lui nu i-a spus nimeni, vezi că, virgulă, combustibilul din rezervor îți va ajunge o anumită distanță. Vezi că îl poți realimenta ca să mergi mai mult. De asta sufletul este o sursă bună a ceea ce în mod normal se numește nemurire. Sufletul ca sistem energetic este de valoare maximală în momentul nașterii. El e startat în momentul în care copilul începe să plângă, cu acel prim sunet, de aia e suflu. Da, suflet, plânsetul ăla pe care îl așteaptă fiecare din punct de medic. Vedere, da. Așa, din punct de vedere, este o energie maximală. Pe parcursul vieții, această energie maximală se transformă prin ceea ce mentalizăm, verbalizăm și acționăm, se transformă în informație care se stochează într-unul dintre corpurile energetice ale ființei umane. La final, când această energie a sufletului a ajuns la zero, e pentru om acel final fatidic. Ei, în momentul în care spiritul părăsește corpul, se transcrie ca o bobină inversă. Am trecut prin asta și am văzut-o. Se transcrie toată acea viață și se depozitează undeva în trofelie cauzală a spiritului. Lucrurile se manifestă, sunt. Am trecut prin ele și nu-mi permit să vorbesc de ceea ce nu știu sau n-am testat. De ce este sursa nemuririi? Pentru că vom afla cu stupoare că poate fi reîncărcată. Sunt diferite modalități cuantice sau materiale. Până la urmă, da. Acum, chiar așa, ca o paranteză, am auzit la un moment dat o discuție apropo de, la modul foarte basic, așa era discuția respectivă. De câte ori ai trăit, cât ai acumulat, ce înseamnă pentru tine din punctul ăsta de vedere? Pentru că sunt oameni care spun despre ei că au trăit nu știu câte vieți. De unde își dau seama? Își dau seama din anumite lucruri pe care ei deja le știu. E o mică confuzie. E o confuzie, da. Explicați. Da. Și eu îmi cunosc celelalte vieți, știu ce am fost și știu ce s-a întâmplat. A studiat subiectul, nu? Da, tocmai pregătesc. Și poate cineva să pregătesc facă oricine asta? Pregătesc o carte asta? Pe tema asta. Da, a cât ar fi? A treia carte? Esoterica a treia. A treia. Ce se întâmplă? Când intră spiritul în materie, preia un corp fizic cu o energie numită suflet, valabile până în momentul în care părăsește acel corp fizic. Toate emoțiile înregistrate în acea viață se depozitează într-un raft în corpul cauzal. Da, ați zis. Urmează o perioadă în zona eterică. În momentul în care vine ulterior în spațiu fizic, preia un alt corp. Este un alt om.
Este un alt are un altă energie. Este același. Același. Da. Da. Și de aceea se și spune că, vedeți, ochii sunt poarta spiritului, pentru că e foarte interesant, ochii nu se schimbă dintr-o încarnare în alta. Rămân aceeași. De ce ochii? Nu știu. Organul văzului, nu. Nu, 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 este, întâmplător este și organul. Schimbă inima, tot, ochii rămân aceeași. Da. Da. Da, sunt foarte multe lucruri pe care nu le explicăm apropo de expresii pe care le întâlnim, chiar și în cultura română sau importate din alte culturi, lucruri pe care le citești, de exemplu, în Biblie și pe care efectiv nu le înțelegi, deși ți se pare destul de simple. Să știți că poporul român are o cultură ancestrală extrem, extrem de elevată. Doar că sunt anumiți care n-au vrut să arată acest lucru. Dar poporul român este extrem de elevat în cultura sa. Și dacă învățătura populară ar fi scoasă pe masă, foarte multe am avea astăzi de învățat de la poporul acesta. Ne-am îndepărtat, din păcate, da, vedeți, ne-am îndepărtat de de esența națiunii noastre. De spusele bunicilor noștri, pentru că, mă rog, erau oameni care nu știau să scrie, să citească, dar totuși aveau niște cunoștințe pe care le transmiteau din tată în fiu. Lucrurile astea nu puteau să vină de la o generație la alta, ci de la 10, poate chiar mai multe. Cultura ancestrală a unui popor, sigur. Se întinde pe sute, pe mii de ani. Dar noi ne îndepărtăm. Suntem mai superficiali, suntem mai... Ca să fiu corect cu mine însumi, eu aș spune, suntem ajutați să ne îndepărtăm. Da, transformarea... Bun, dacă o să mergem în alte țări, să nu dau nume acum, să nu fie considerat așa o șignire la adresa cuiva. Dar sunt alte țări unde deja oamenii au trecut de nivelul ăsta și sunt niște simpli roboți, se trezesc dimineața, se duc la serviciu, muncesc, se întorc acasă, fac un grătar, se uită la televizor și se culcă. Așa este. Și acest lucru pe care dumneavoastră îl subliniați vine și face ca relaționările interumane să aibă de suferit, să există acele rupturi, acele individualizări. Nu degeaba romanii preluau din vechime acel dicton divide et impera. Pentru că izolând omul, ia câtă, dai copiilor o lume virtuală, îi izolezi de realitate. Și atunci controlezi totul mai ușor. Da, pentru că le transmiți mult mai ușor mesajele. Da. Mesajele ajung direct la țintă și de acolo încolo tu rămâi stăpân. Pe acest fond, tu ca individ, te depărtezi de ființa ta, de ființialitatea ta inițială. Și pe de o parte această carte vine și te pune pe tine în antiteză cu ceea ce ești la un moment dat și îți ridică la filon niște întrebări și îți oferă și niște răspunsuri extrem de intime, încât dacă mai ai acel fir al unei conștiințe, cauți să modifici ceva. Conștiințe vechi. Nu cunoștință, conștiință. Conștiință, da, conștiință pentru vechi, că, ceva să legi un fir, de fapt. Cum este gândită la un moment dat cartea? Este gândită pentru a fi asimilată de tine, pentru a vedea tu în tine, măi, ce nu fac eu bine? Ce nu e în regulă cu mine? Pentru că eu, schimbându-mă pe mine, voi reuși să am altă interferență și altă interfață cu lumea. Practic se va schimba totul. Și fiecare individ, dacă ar face acest lucru, s-ar schimba lumea. Eu nu pot schimba lumea, dar pe mine mă pot schimba. Da, asta e o discuție iarăși apărută în urmă cu vreo câțiva ani, nu e de mult. Apropo de schimbarea începe cu tine. Iarăși, ăsta e un mesaj destul de bine. Începe și se termină cu tine. Un mesaj destul de bine transmis. Exact, să te schimbi tu pe tine. Exact. Da, da. Să încercăm să ne schimbăm comportamental. Acum iarăși mă întorc la o perioadă neagră din istoria noastră și anume la anii 50 ceva de ani de comunism, în care devenisem niște ființe care se nășteau, trăiau, mureau, era o chestie uniformă așa. N-am avut... Nu mă pot abține să nu spun că acești ani de comunism, de fapt, au fost un experiment al capitaliștilor, finanțat de Banca Albina din Anglia la finalul anului 1800. Deci, din păcate, a fost un experiment. Noi am mai avut parte de un experiment. Dacă, mai multe experimente. Da, primul ar fi fost falansterul de la Skeen, dacă vă amintiți. Da, era un soi de socialism, un soi de cooperativă agricolă de producție.
A eșuat, evident, experimentul respectiv și chiar credeți că s-a făcut... Sună... Da, sunt documentele, ar putea fi real, dar sunt documente, fi real. Sunt documente. Sunt documente. Sunt atât de multe documente scrise, dar ținute la setat să nu se degradeze. Informația. Informația. Da, da. Să nu se degradeze sau să decanteze cumva, să ajungă pe la ce nu trebuie. Da. Da. Ar putea fi un experiment, dar uite, vedeți, până la urmă, cred că s-a dovedit unul destul de prost și, dincolo de toate, a influențat negativ viața unor generații. Da, vedeți dumneavoastră, la nivel de generație, dacă o luăm așa grosomodo, pierdem individul. Dar din păcate, din acest punct de vedere, uităm faptul că individ cu individ fac grupul, fac societatea. Și atunci avem tendința de a dizolva individualitatea în colectivitate. Adică la cel tot și toate să fie la fel. Când, în mod normal, ar fi necesar să fie lăsat fiecare individ cu creativitatea sa, cu manifestarea sa, pentru că fiecare complex numit om este unic. Și fiecare vine să aibă de anumite experiențe. Și la chestii simple, amprentele sunt unice, adică evident, suntem câteva miliarde și totuși nu avem amprente asemănătoare. Și iată că lucrurile stau puțin altfel și pe undeva acest individ ar fi necesar să se repună pe picioare, el pe el însuși. Nu să-l pună pe altul, el pe el. Găsim în cartea asta, Sufletul Sursa Nemuririi, găsim un răspuns apropo de asta sau un sfat? Nu găsim un răspuns, găsim mult mai multe răspunsuri. Vedeți dumneavoastră, omul este foarte atent crescut, educat și, pe urmă, lansat așa, pentru o perioadă foarte scurtă, avându-se două principii. Principiul unei culturi distribuite atent, selecționat și prin lipsa de informație coerentă și reală. Sau cu cât mai puțină informație coerentă. Și principiul alimentației. Vedeți dumneavoastră, să schimbăm puțin registri și să ne apropiem din nou de subiectul cărții. Corpul acesta fizic, la început, a fost o navă interdimensională, care avea capacitatea de a schimba densitatea. Inițial, în codul ADN al acestui dispozitiv, acestui vehicul, a fost codată informația care este în plante ca rezidente ale acestei planete, pentru că plantele sunt rezidentele planetei. Utilizarea unei energii doar din fotonul solar și în baza unui catalizator numit apa. Vedeți, la o plantă îi dai apă și lumină și... Fotosinteză. Așa, arbore, secoia, crește, foioi. Da, exact. Foioi, asta e chiar expresia care îi se potrivește. Nu cred că am văzut niciodată un... Sevoia gigantea, că ăsta e cel mai mare. Sunt extrem de înalt și de groși. Da. Din apă, pentru că solul este doar element de fixare mecanică. Exact, atât. Da. În codurile acestui umanoid inițial, erau, în codul ADN, era trecut același lucru. Dacă aveți curiozitatea să vedeți structura chimică a hemoglobinei și clorofila plantei, veți constata că diferența este minoră. În centru hemoglobinei este fierul, de-aia dă și culoarea roșie. În centru clorofilei este magneziu, de-aia are și culoarea verde. Doar că în zona catenară a hemoglobinei, undeva în matrița eterică interioară, a fost șterse două catene, exact alea care lichefiau fotonul, tocmai pentru ca umanoidul să rămână în ciclu material, să rămână în zona asta. Da, asta veți găsi și descoperi citind în carte. Unde ați lansat cartea asta? În ce oraș? Prima lansare a fost la Cluj-Napoca, în prezența vreo 220 de oameni. Apoi la Sinaia, în prezența vreo 100 de oameni. Am reușit să duc cartea peste hotare în ținuturile românești din Cernăuți, acolo în prezența unor asociații românești, circa vreo 280 de oameni, care au sorbit efectiv cartea ca și obiect de cult.
Și la Sighetul Marmației, unde au fost vreo 50 de oameni, preponderent tineri, toți, constatând eu faptul că toți erau avizi de informație. Chiar dacă unii acceptau limitat sau nu acceptau, dar erau curioși să vadă și altceva, pentru că omul începe să simte că lucrurile nu sunt chiar așa cum au fost prezentate în cultura lui de până acum. Lucrurile sunt puțin diferite și dacă ar avea decența, o seamă, să privească la cultura veche sumeriană de acum 80.000 de ani. Asta e un pic mai dificil, mă iertați. Da, dar... Că să ai informații despre asta, trebuie să te dedici, știu eu, studiului dacă vrei în direcția asta. Uitați, corect. Aveți dreptate, 100%, eu m-am retras, dacă vrei. M-am retras din societate 3 ani de zile pentru a scrie această carte. N-am făcut nimic altceva decât 8-16 serviciu și de la 16 la 8 dimineața studiu. 3 ani de zile. Și am testat situații și modalități în care să reîncarc energia acestui sistem. Vorba lui Cioran, somnul era pierdere de timp, nu? Da, da. Somnul e pierdere de timp sau nu e? În momentul în care te dedici unui studiu, ceea ce descoperi te atrage în a studia și mai mult și a descoperi și mai multe. Pentru că, vedeți, omul în cel mai bun și fericit caz are tangență cu circa 10% din manifestarea materiei și a universului imaterial. 10%. Oare ce-o fi 90%? Rest. Da, sunt foarte multe procente de astea care ne... nu știu dacă e expresia cea mai bună, dar ne sunt servite, efectiv. Da, și unii se întreabă, alții zic, mamă, suntem 90% apă, cum era vorba aici, că suntem 90% apă. Da, cum să fim, frate, 90% apă? Adică ar fi... Da. Sunt acolo niște procente care ar trebui să ne dea de gând. Nu ne dau întotdeauna de gând, mergem este mai departe. Cu apa este un alt discurs, un alt curs, pentru că apa este catalizatorul care ține viața pe pământ, orice formă de viață bazată deci pe oxigen. Deci nu sunt nebune cu beți 2 litri de apă fiecare zi, nu? Nu neapărat, dar atenție ce apă beți, pentru că cea mai bună apă este apa vie. Mă întorc la povestea lui Făt Frumos în lupta lui cu zmeul. După ce îl atacă zmeul și îl lovește... Iarăși și ne întoarcem merge și se dă cu apă, cu apă, cu apă, da, se dă, spală rana cu apă moartă și pe urmă el bea apă vie să regenereze. Ce înseamnă apa vie? Apa cu pH-ul sub 5. Pentru că acel pH nu întâmplător este dat și reflectă cantitatea de hidrogen, de proton de hidrogen din apă, din celulă, din lichidele și umorile corpului fizic. Dar voit a fost dus într-un deizoriu prin care tu ca pH-ul nu indici cantitatea de hidrogen, ci indici acizi, care nu au nimic cu corpul fizic. Deci e și aici o fel de șmecherie prin care ești pus teorie, pe o cale greșită. Mulțumim frumos, am terminat minutele alocate, dar mâine la ce oră, să ne mai spuneți, la ce oră este lansarea la Știu Iosif și cam atât? Da, mâine la orele 17.30 pe Mureșenilor 44 la librăria Ștefan Octavian Iosif. Voi avea onoarea și plăcerea să vă aștept. Sufletul, sursa nemuririi, domnul doctor inginer Dan Florian, comisar șef de poliție, șeful serviciului, nu e șeful serviciului, e compartimentul matriculării. Așa. O carte semnată Io Florian și vă explică domnia sa mâine de ce Io Florian. Sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.